Găsit noua lege a educației naște con controverse și acum când se pregătește să intre în Parlament. Au, deși au fost aduse sute de amendamente, acestea nu se regăsesc, bineînțeles, toate prin, în modificările făcute. La un moment dat, site-ul Edupedu a făcut o statistică potrivit cărea, de când a fost dată această lege a educației în 2011 și până acum, au fost făcute numai puțin de 112 modificări ale legii, dintre care 5 sau 6 chiar numai în anul trecut, în 2022. Discutăm acest subiect, dar și despre legea salari salarizării în învățământ cu uh, doamna Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber din învățământul preuniversitar Clujan. Bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit! Care sunt prevederile, doamna Cojocaru, care nu sunt pe placul cadrelor didactice membre de sindicat? Ce anume? Știu că și dumneavoastră, personal, când ați fost consultată, ați mers cu o listă de amendamente, cu o listă de propuneri de modificare a noi legi. Da, cum bine ați spus și dumneavoastră, urmează o perioadă destul de importantă pentru învățământul românesc, și anume... Dezbaterea în Parlament a proiectului legii învățământului, care, bineînțeles, își va pune amprenta asupra societății în următoarea perioadă și în următorii ani. Deci, eu cred că este foarte important decizia care se va lua, atât în Parlament, dar și decizia politică. Uh, sigur că eu cred că, pe repede înainte, și cum avem și sursele până în 15 martie, cam ar trebui să fie și aprobată. Și, cum am auzit de la mulți politicieni, chiar să fie și aplicabilă din toamnă, deși am câteva îndoieli, dar, în fine. Probleme au fost multe, sigur, și uh, federația la care suntem afiliată, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, uh, și-a adus contribuția. Încă de anul trecut, din mai, ne-am reunit în comisii și am dezbătut acest proiect al legii, am adus uh, multe am amendamente și le-am propus Ministerului Educației, unele se regăsesc, altele încă lasă de dorit. Chiar una dintre probleme care a fost ridicată și zilele trecute de către colegii de la liceul pedagogic nu se regăsește în noul proiect al legii educației la segmentul, la, profil, la profilul vocațional profilul de învățător care nu cred că ar trebui desfințat și este o linie foarte importantă. Se regăsesc puiericultorii și educatorii, dar învățătorii la profilul vocațional nu se regăsesc. Credeți că a fost o scop pare sau un lucru intenționat. Să gândesc pozitiv, da, cred că într adevăr sper să fie o scăpare și să se reintroducă acest profil la liceele pedagogice în toată țara. Toți toți colegii mei au făcut petiții și sesizări către Ministerul Educației. Ne-au rugat și colegii de la Cluj, la Liceul Pedagogic, să insistăm și să aducem în discuție acest lucru. Sperăm. Sperăm și noi, acum, în dezbaterea, mai ales cei din Parlament, să-și aducă contribuția și să reașeze acolo unde este locul lor, la acest colegi, sau pentru acești elevi, mai ales, fiindcă e foarte importantă această știu, școlarizare. Eu cred că jumătate din viito viitoarea meserie a unui învățător sau educator să fie practicată în aceste licee pedagogice. După care, bineînțeles, să-și completeze studiile la facultate. Doamna Cojocoro, haide, haideți să facem un joc. Um, să zicem un lucru bun și un lucru rău din, din acest proiect de lege a educației. Spunem proiect pentru că într-adevăr încă n a fost aprobat în Parlament. Ziceți-ne și un lucru care da. a fost modificat înspre bine din punctul da. nostru de vedere. Am sesizat atunci lucru, trebuie să spunem și un lucru bun. S-a revenit acum pe legislatura aceasta doamnei Ministrul Leca um, pentru a reveni de fapt la normalitate și mai ales la disciplinele educație fizică, muzică, desen să se aibă în vedere tot notarea la aceste discipline. În proiectul acesta era prevăzut doar să fie cu calificative. Ori știm foarte bine că la aceste materii, bun, ar fi ele așa, știu eu, pe lângă sau mulți nu le acordă importanța cuvenită, dar credem noi că notarea este foarte importantă, avem și noi norme, avem niște baremuri care trebuie să atinse și uh, prin acele calificative nu se, putea descur nu se puteau descurca colegii noștri. Și scădea și mai mult importanța acelei sigur, materii până una alta. Uh, sigur că da și nu și așa mulți elevi uh, deja, mai ales la educație fizică, au scutiri medicale sau uh, nu și aduc echipamentul și nu contribuie la această activitate, ori uh, dându-se aceste calificative, credem că într-adevăr scădea importanța acestor discipline. O altă modificare a aduce decontarea pentru elevii navetiști în loc de gratuitate și până acum era gratis, acum va fi un pic de birocratie, da, ca să zic. Asta este. Așa. Da. Dar pentru profesorii din mediul rural s-a rezolvat ceva prin noul proiect? Uh... Este, deci, în vedere în continuare de contarea navetei pentru profesorii care fac naveta și pentru personalul didactic auxiliar. Din păcate, nu uh, s-a acceptat uh, și nu s-a prevăzut pentru colegii noștri care sunt personal nedidactic. Știm foarte bine că foarte mulți colegi vin din mediul rural și. Uh, aceste femei de serviciu sau laboranți sau paznici care sunt în unitățile de învățământ, având și salariul foarte mic, le-ar ajuta această decontare a navetei. Sperăm, probabil, la aceste dezbateri în Parlament, că în lobby și pe lângă politicieni, să insistăm și pentru acest personal nedidactic să fie inclus la decontarea navetei. Ei, și dacă ați pomenit. Personalul nedidactic, aș dori să, să atingem și subiectul legii salarizării din, din învățământ și anume vreau să vă întreb cum va afecta și el este în acest moment în modificare, și această lege este în modificare, da. într-o continuă modificare aș putea spune. Așa, și vreau să vă întreb ce anume credeți că ar trebui să se întâmple astfel încât să fie plătiți... Um, Profesorii, dar și personalul nedidactic să fie plătit la nivelul muncii depuse până în alta? Da, tot la nivelul Ministerului Muncii de anul trecut din vară. S-a constituit o comisie de lucru din care și noi am făcut parte la nivelul Federației Sindicate Libere din învățământ și s-a lucrat pe această nouă lege a salarizării. Uh, sigur că uh, s-a insistat foarte mult pe coeficient, uh, și coeficientul mai ales la debutanți. Fiindcă, Ce uh, înseamnă acest coeficient? Uh, coeficientul acesta este în, în ierarhizarea de salarizare. Deci uh, se atinge maximum cam până la 20, să spunem. 20 este președintele României. Uh, bun. Noi am insistat. În pentru... comparație, la, unde, la ce coeficient este un cadru didactic din România, în condițiile în care președintele României a și predat la un moment dat? Da. Deci, un debutant are 2,63 cam așa și maximum 20. 2,63 un uh, cadru didactic, 20 președintele. Da. Bine. Unul mai, uh, știu eu, cu vechime mai mare ajunge să zicem până la 3, dar mai mult nu. Diferență de da, 17 da, coeficiente, foarte multe puncte. Mult, da, da, puncte. E, suntem chiar la coada, adică grile acesta de ierarhizare, astfel încât noi dorim, într-adevăr, debutantul să aibă un salariu motivant, știind și văzând din statistică că în următorii 2-3 ani foarte mulți colegi de-a noștri se pensionează, mai ales cei care au terminat facultatea înainte de 89. Uh, astfel încât tinerii care vor dori să, să intre în învățământ să aibă un salariu motivant și uh, noi am crede că într-adevăr să se dea acest salariu în funcție de performanța care o are fiecare cadru didactic și nu în funcție de vechime cum este și până acum. Deci cum ai anumite uh, categorii de, de, de vechime, de la 5 la 1, 6 ani, 6, 10 ani și așa mai departe, până la 25 de ani, iar și aici este o problemă, peste 25 de ani nu se mai ia în considerare vechimea de 30, 40 de ani cum a fost până acum. Uh, Am o curiozitate, cât este salariul unui profesor debutant în acest moment în România? Da, uh, salariul este la 2500-2600, ori știm foarte bine că minim, sau media pe economie este acolo la 3300. Normal ar trebui, sau coșul zilnic care este bine și ăsta tot cam în jur de 3500-3600. Ori vă dați seama, este clar sub, sub acest nivel de media pe economie și ar trebui totuși insistat pentru această ridicare a salariului în învățământ. Pentru a obține acest deziderat, știu că pregătiți și o mișcare sindicală. Când se va întâmpla acest protest? Da. Din păcate, nici până la ora aceasta nu am primit niciun semnal din partea Guvernului privind legea salarizării aplicabile în integralitatea ei și vorbim de legea 153 din 2017. Și aici ne referim mai ales la personal nedidactic. Am avut o acțiune de protest în 1 decembrie, tot așa, în fața Parlamentului, tot pentru acest segment personal nedidactic. Acest, această categorie de salariați, de fapt, au fost total văduviți. La ora actuală au 1700-1800 de lei, în condițiile în care nu mai primesc niciun sport de periculozitate și așa mai departe, cum aveau mai demult. Chiar astăzi am primit un telefon de la o doamnă, femeie de serviciu din DEJ, care era foarte revoltată și spunea că nu mai poate să facă față, având în vedere că are toată școala și este singură la 12-13 clase care le are de a face curățenie în acea unitate de învățământ. Prin urmare, s-a hotărât ca în data de 1 februarie, de săptămâna viitoare, miercuri, între orele 12 și 13, în Piața Victoriei, cele trei federații din învățământul românesc să organizăm o acțiune de protest în fața guvernului. Este și zi de ședință de guvern. Sperăm să fie. Uh, și guvernul interesat, și să ne audă vocile uh, în Piața Victoriei. Astfel încât uh, sperăm ca acest personal nedidactic să îl putem scoate din anexa CEA 8 și să o, re, să o introducem în legea salarizării, unde suntem tot personalul din învățământ. Dar protestul din decembrie a avut vreun efect? Uh... Știu că v-am mai întrebat și la vremea respectivă dacă va a băgat cineva în seamă, dacă coboră cineva să vă ia hârtia cu, uh, cu cererile ceriri, cu dumneavoastră, sau dacă dumneavoastră ați avut acces în Parlament astfel încât să puteți preda cuiva revendicările. Da, colegii noștri, cei care sunt reprezentativi la nivelul federației, prin președinte și secretarul executiv și încă cu doi colegi, o delegație s-a format din partea federației noastre și într-adevăr a avut acces în parlament, dar din păcate nu am avut sorți de izbândă și nu prea am fost luați în seamă, doar de mic grup, să zicem, era chiar făceam has de necaz în balconul parlamentului și se uitau la noi. Și mai, vă, vă, mai făceau și poze. Da, și ne făceau și poze că eram la, chiar era cam friguleț în decembrie. Doamna Cojocaru, vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să ne țineți la curent cu rezultatul acestor acțiuni pe care le plănuiți acum în în februarie și vom urmări cu foarte mare atenție ce se va întâmpla în Parlament cu legea educației, în special cu toate acele propuneri. După cum spuneam la începutul emisiunii, au fost sute de amendamente aduse da. din toată țara de către cei care sunt implicați în actul de învățământ. Doamna, ajută să fie bine, numai bine tuturor. Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi doamna Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujan. Vă, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.